Bună și te-am găsit la nou videoclip la mine pe canal. Astăzi revin cu un nou clip cu produse terminate. Știu că vă plac. Am aici o plasă pe care scrie la mulți ani, deși nu e ziua nimănui. O plasă destul de plină, am adunat destul de multe chestii și vreau să vi le arăt și vouă, să vorbim despre ele la fel cum v-am obișnuit până acum. Înainte de a începe, vreau să vă zic ce port pe buze. Și este un produs care intră la empty, din păcate, pentru că mi s-a rupt în timp ce îl foloseam. Adică oricum mai avea foarte puțin, dar s-a rupt. Este Color Pop Lip Lippy în nuanța Cookie. Este un ruj foarte, foarte drăguț, nude, așa am zis că se asortează. Mi-a plăcut foarte mult, super rezistente rujurile astea la Color Pop. Merg în o tonă de combinație, adică l-am folosit cu diverse creioane de contur și mi-a plăcut foarte mult cum a arătat în diferite combinații. Din păcate trebuie să-l arunc pentru că s-a rupt. Am terminat o apă de gură de la Paradon Tax. Este Daily Mouthwash Original. Asta este apa de gură pe care dentistul meu mi-a recomandat-o atunci când am fost ultima oară la dentist. Îmi este cam greu să folosesc, să termin produse de igienă orală asta pentru că eu folosesc o pastă de dinți, părinții mei folosesc altă pastă de dinți, nu avem aceleași gusturi în materie de pastă de dinți și vă dați seama, fiind o singură persoană, să termină mai greu produsele, la fel și la pasta de gură, doar eu o folosesc, are destul de mult, cât are, nu văd cât are, dar are 500 ml, m-a ținut o veșnicie. Din păcate s-a terminat acest Tesori d'Oriente Thai Spa. Este un bath cream. Ador gama asta. Este un anțe pe fratele meu. Mi se pare o gama atât de elegantă. De oricum, produsele de la Tesori d'Oriente mi se par rafinate. Te fac pur și simplu să te simți ca la spa atunci când le folosești. Am terminat niște șervețele umede, șervețele de machiante. Din Carrefour luai două pachete, cred că mai e unul pe aici sau, da, mai am unul pe aici. Erau 5 sau 6 lei, ceva de genul ăsta. Niște șervețele umede, nu mă demachez strict cu ele. Le folosesc și ca să-mi șterg swatch-uri sau ceva de genul ăsta. Am terminat un dezinfectant de mâini de la Touch, antibacterial în aroma Violet. Mi-a plăcut aroma, l-am mai avut. Îmi place că e cu pompiță și sprayez și iese produsul, dar s-a terminat. Ok, am să vă arăt niște lumânări care s-au terminat. Ele așa pe exterior mai au ceară și cred că aș putea să pun într-un suport de aromaterapie, doar că nu mai vreau să mă mai chinui cu ele. Sunt niște lumânări, cred că astea, da, sunt niște lumânări ceva mai naturale, nu știu. Țin minte că am avut o colaborare cu o doamnă care le făcea. O să vă las linkul în cutia cu descrieri. Am un link către un articol de-al meu și acolo sunt, este și site-ul pe unde găsiți aceste produse. Îmi plăcea foarte mult că se făcea așa, foarte, nu știu, se crea așa o formă foarte interesantă. Am avut vreo 4 sau 5, am mai făcut și cadou. Așa. Am avut o tentativă de a face un clip din acela în care testez măști și filmasem pe decursul la 2 săptămâni, filmasem 5 măști, cum le folosesc, ce părere am despre ele și așa mai departe. Din păcate clipul ăla nu am mai apucat să mai vadă lumina internetului pentru că nu mi-a plăcut și eu nu pot să fiu ipocrită și să postez un clip care mie nu-mi place pentru că nu pot avea pretenția de la voi să vă placă. Dacă mie nu-mi place, nu pot să vă oblig pe voi să vă placă sau ce pretenții să am eu de la voi să vă placă dacă mie nu-mi plăcea.
În fine, cert e că nu am mai apucat lumina internetului, dar vă vorbesc acum despre măști. Am aici o mască de la Boys & Berries pe care am prins-o cu 2 sau 3 lei pe Makeup Shop. Este Hello New Me cu mangustin fruit extract. Nu știu dacă se pronunță așa. Mie tot cum să-i zic mangustan. Nu știu de ce. Era o mască tip fâșie, era să zic. Tip felie, era să zic. Tip fâșie. O aplicai pe față, mi-a lăsat tenul foarte, foarte luminos, dar nu-mi plăcea pentru că era foarte lipicios. Asta mă cam dă în spate, așa. Arunc acest rimel de la Lancome, din păcate nu mai l-am de foarte mult timp și nu mai lasă produs pe gene, dar mi-a plăcut foarte mult. Este... ce rimel este? Defensiz. Este un rimel foarte bun și mi-a plăcut foarte mult că despărțea așa fiecare geană. Apoi, am terminat de la Oriflame Essential. S-am stors, practic, acest tub. Bine, știu că aș mai putea stoarce de aici, dar nu mai am chef să mă mai complic. Am alte produse. Face cleanser cu papaya. Miroase foarte bine. Dacă aveți așteptări în astea de la produse să nu aibă alcool, să nu aibă paraben, să nu aibă să fie super clean ca și ingrediente, nu vi-l recomand pentru că nu e. Are tot fel de tâmpenii pe aici, dar l-am folosit și mi-a plăcut cât l-am folosit. A fost bun, nu e extraordinar. Știu că l-am primit de la Olimpia, pe care o salut și mulțumesc mult pentru produs. Am terminat, din păcate, apa termală izotonică de la Jonzac. Mi-a plăcut foarte, foarte mult. Produsele Jonzac le găsiți pe site-ul celor de la Kendra, în magazine celor de la Kendra sau online. Mi-a plăcut foarte mult, a fost prima apă izotonică, prima apă termală izotonică pe care o folosesc și da, chiar mi-a plăcut. Mai am un dezinfectant pentru că eu sunt, la mine se știe că eu sunt fata, chiar le vorbeam într-o zi cu prietenele mele când eram la masă în oraș și le ziceam că vreau să fiu amintită ca fata care avea în poșetă dezinfectant de mâini, cremă de mâini, ruj și oglindă. Aplauze! Da, am un dezinfectant de la Mercy Handy. Deja toată lumea știe că mie îmi plac dezinfectantele încât am primit și de ziua mea. Știu că ăsta este primit de la Andreea Iavorenciuc, sper că nu greșesc, dar eu zic că de la ea l-am primit. Unicorn Edition, îmi place, e super. Apoi, am o săie de baie. Pe asta am primit-o am primit-o din Germania, de la o urmăritoare pe care o salut și mulțumesc mult. Este... nu știu ce brand e ăsta, dar o să vă arăt cum arată. A mirosit binișor. Mă așteptam să se simtă mult mai puternic aroma de turtă dulce sau de scorțișoară. Avea formă de om de turtă dulce. Ok, mi s-a închis camera. Vă ziceam că eu am împărțit acest produs în două pentru că mi s-a părut că e mult prea mult să-l folosesc pe o singură dată. Mă așteptam să miroasă mult mai puternic. A făcut spumă, dar ca și miros nu m-a dat pe spate. Apoi, arunc acest Wide Open Eyes de mascara de la The One. Mi-a plăcut, peruța nu e neapărat preferata mea, are peruță destul de ciudățică pentru gusturile mele. S-a uscat, l-am de ceva timp și... na. Apoi, am terminat acest gel de duș de la Cottage, cred că îi zice, îmi vine să zic Cottage, dar cred că e Cottage. Doamne, deci dacă vă place caramelul, e miroase atât de bine și, sincer să fiu, mă așteptam să mi-ajungă doar o singură dată, dar pe mine m-a ajuns aproape de 3 ori. Bine, eu sunt și micuță așa de înălțime și mă gândesc poate și din cauza asta sau poate puneam eu puțin sau habar n-am. Cert e că mirosea foarte bine și lăsa un parfum atât de frumos și de plăcut pe piele.
Miroase foarte bine și nu l-am văzut în variantă mare când am fost să-mi iau. Arunc acest top coat sau gel setter top coat de la Essie. Din păcate nu se mai usucă pe unghii la plic. Dacă se usucă, se crapă imediat, se face baiura fără mituri. Arunc și rimelul de la Blue, de la Melchior. Mi-a plăcut foarte mult, dar deja a trecut destul de mult timp de când îl am. Și la fel este și în cazul acestui Black Lash Primer de la Pixi by Petra. Eu îl foloseam pe post de rimel, nu de primer. Știu că prietenii mele i-a plăcut foarte mult, prostul ăsta pe mine nu m-a dat pe spate. Am terminat și un The Professional Pearl Primer. Mă așteptam să fie mult mai iluminator. Sincer, nu am văzut nicio diferență între ăsta și ăla normal. Nu știu ce să vă zic. Am aici o Sephora Triple Action Gentle Makeup Remover Gel. Mi-a plăcut, dar nu cred că l-aș cumpăra. Ok. Mai am o cremă de de gât și de colteu de la e-cooking. Asta mi-a plăcut foarte mult. Deci mi-a lăsat pielea super super catifelată și chiar am văzut o diferență. Chiar foarte impresionată am fost și mi-am dat seama că am uitat un produs care e pe masă, mă duc să-l iau și revin. Și vă ziceam că mai am dezinfectante, da? Am terminat acest dezinfectant de la The Body Shop Pink Grapefruit. Mi-a plăcut foarte mult aroma. Ok, așa arată. Faza cu el este că m-a cam enervat sticla asta, că nu reușeam să scot produsul din ea. Și mai am aici și o lumânare. Nu știu de unde o am, cum o am. A fost bună la vremea ei. Și aici mai am măști. Am așa, de la Chavens, o mască anti-rid. Mai am una, curge chestii în ele. Nu știu, am foarte multe măști de la Chavens, nu pot să zic prea multe despre astea. M-am făcut una pe mâini, pentru că le am de foarte mult timp și nu mai eu le-am folosit, am folosit o parte, pentru că ele sunt formate din două pliculețe, practic, și am tăiat și nu mai scrie data expirării și am vrut să folosesc una într-o zi și efectiv aș schimbase compoziția și am zis că ok, înseamnă că au expirat, așa că le arunc pe toate. Și astea au fost toate produsele terminate. Nu știu dacă au fost la fel de multe ca de obicei, am impresia că n-am vorbit atât de mult față de alte clipuri cu terminate, însă mă și grăbesc pentru că încerc să termin la timp ca să nu se audă zgomote pe fundal, știți voi. Da, ăsta a fost clipul de azi. Dacă v-a plăcut, nu uitați să dați mare like, un comentariu, să vă abonați, să apăsați pe clopoțel pentru că este foarte important să fiți notificați atunci când postez. Iar până la următorul videoclip, să-ți superbă! Vă împat! Pa!